regulile casei. Dacă fiecare fată în același timp face ceva, curățenia nu durează mai mult de jumătate de oră. Așa cum nici intrarea în concurs nu a fost una ușoară, nici conviețuirea în casa noră pentru mamă nu e atât de simplă pe cât pare. Uite aici mai pune că sunt trei rulele. Eu mai pun acum. Există regulile pe care toți concurenții trebuie să le respecte. Mihaela, din noră pentru mama 1, a zis o vorbă bună. N-am venit aici să fiu mătuca cuiva. Să fac perinta gospodină. Înțeleg? Da, dar v-ați plăcut toate. Ce vreți mâine, adică astăzi, când mai e mâine, să gătim? Adică să fac. Ce ați mâncat voi? Nu pe bune, deci eu prefer să gătesc, să fac, pentru că, nu știu, prefer să fac eu ceva ce... Bă, hai să vedem ce nu. Nu voi vrea să faceți curățenie odată la trebuie? Nu știu ce combinații de mâncăruri care... Da, nu vrei să faci. Mă, dacă stăm bine să ne gândim, suntem 13 fete. Cât e casa asta de mare? Dacă fiecare fată în același timp face ceva, curățenia nu durează mai mult de jumătate de oră. Nu poți, Alexandra, să faci ceva. Tu faci curățenie. Alex, nu faci curățenie zilnic. Faci o dată la 3 zile, dar trebuie să întreții, mă. După ce termină prima de mâncat, ce parte și rămâne acolo. Și mai vine una și aduce și aduce. Știi, și spală vorboarea. Nu știu să spele. Și nu vreau speli. Dacă ți-ți faci o plăcere să speli, că nu te doare mâna, dacă tu ai băgat mâna în apă și spălat, tu faci să mai speli. Bă, dar îți faci unghiile și dacă speli atâtea, deci el avea făcut atâtea unghiile pe două zile. Dacă vrei tu, într-adevăr, să o speli fapturi unei fete, asta acum nu o fi o mare care ești putut, te-ai oferit. Da, da, îți spui și pahare și fapturi și furculii și... Dar eu n-am chef să fac curățenie în fiecare zi. Cine vrea să facă... Și eu dacă am găsit la baie mai multe fire de păr, băi, astea nu s-a mele, eu nu le iau și le chem pe cealaltă veniți fetele deci să vedem mai am curs de față de câte ori Irina a strâns firele de păr și păr. Băi, sincer, să fiu și am intrat la baie la duș și era mizerie și nu m-am uitat, a făcut curățenie și pasă. Și eu la fel. Și facem compromisul meu, știi, n-o să zic de fiecare dată, băi, am făcut asta, da? Vedeți să nu mai lăsați. Asta e, dar bine, nu e, pot să mai fac un fir de păr în plus, nu? Dar chestia e că trebuie să vorbim și cu ele, să le zicem până la dar le zicem într-o formă cât să o înțeleagă fiecare și să nu ne ia nume de rău. Voi vedeți că de repede se și se consumă aiurea. Mie chiar astăzi mi-a zis doamna Fănica pe canapea că, mamă, dacă nu vă convine ceva, mie veniți și îmi spuneți. Da. Vreau să fie comunicare, băi, să nu ne vorbiți pe la spate, să nu începe să ne vorbim pe la spate. Dar nu-ți poate fi pe spate. Eu sunt de comun acord. Și ele s-au bozumflat una și cealaltă ca să, după ce a ieșit, care a ieșit mama. Mă, și eu nu. Mă, dar și dacă tu îi spui, nu ele spun. De fapt se vede. Ele spun, nu mă supăr, poți să-mi spui orice. Dar de fapt se supără. Doamna Fănica și doamna Elena, parcă, au zis, mie puteți să-mi spuneți Elena și mie puteți să-mi spuneți Fănica. Și după aia, doamna Elena n-a mai zis nimica. Bineînțeles că noi din respect nu puteam zice Fănica, auzi, sau Elena. Da, s-o strici. Și după aia n-a mai zis... N-a și stați acolo. După aia a zis, puteți să-mi spuneți, doamna Fănica, veniți. Și astăzi a fost o glumă în curte ce-a făcută de mine, cu luatul peste picior, la care dânsa a spus că eu sunt dantiști și nu... Că totuși există... Deci eu asta nu remarca și eu. Da. Deci între ele două este puțin... Amândouă au spirit de lider, puțin așa. Și fiecare este până la ea acasă. Doamna Urica acum e ea, mai... Doamna Urica e... Da, da, doamna Elena se manifestă cum... Ca și când ar fi. Pentru că am fost obișnuită să fie așa. Mă întrebare, vă convine și vă place? Să vi se spună mereu că sunteți niște termite și să mai încetați cu mâncarea? Sincer. Vi s-a spus așa, așa, mă. Așa spune mereu. Și eu am tot timpul, băi, el nu mă deranjează. Stați-vă puțin, adică ziceți ce pare sau vă zice în glumă sau cum o luați? Nu, mă, dar în serios. Dar eu nu știu despre ce vorbiți. Nu mă deranjează, pentru că eu știu cum să-și atâta. Mereu zice, a, ia, mi foame, ia. Deci eu vreau să zic că eu nu m-am simțit. Mă, dar stai să spun, ea aici e vorba de caractere diferite. Ție, dacă ți se zice un lucru, tu ești mai tare și mai, nu știu, mai trecută prin viață, să zici, cum știu că îi seamănă lăsa. Dar o fată cu aia. Eu seamănă, adică îi seamănă, dar poate îi răspunsă așa că trebuie și când e cazul. Nu, dar poate că sunt câte unele care se simt aiurea la astfel de comentarii, nu? Erai și tu la masă. Da, îți aduce aminte, Mihaela, din noră pentru mama 1, a zis o vorbă bună. N-am venit aici să fiu mătuca cuiva. Să fac perinta gospodină. Înțeleg? Da, dar v-ați plăcut toate. Tu pe băi!